Campionatul Ligii a 4-a Hunedoara la fotbal s-a reluat la finele săptămânii trecute, când s-au disputat cele 7 jocuri ale etapei a 18-a, prima a returului. Rezultatele finale ale jocurilor au fost unele scontate, în care echipele considerate favorite s-au impus. Derbiul rundei, care a pus față în față pe liderul clasamentului Minerul Uricani și Dacia Orăștie, a fost câștigat la limită scor 1-0 de echipa din Valea Jiului, care astfel a acumulat 41 de puncte, cu care se menține în fruntea clasamentului, însă lupta la vârf este în continuare foarte strânsă. Formațiile clasate pe locurile 1-4 sunt despărțite doar de câte un punct. Astfel, locul 2 este ocupat de Universitatea Petroșani cu 40 de puncte, pe poziția 3 se clasează Gloria Giogiu cu 39 de puncte, urmată de Aurul Brad cu 38 de puncte. Situația existentă îi pune în dificultate pe specialiști, care nu pot prevedea care echipă va încheia campionatul pe primul loc. E bătaie mare pentru titlul de campionă a județului în acest sezon. Pe cine vedeți dumneavoastră favorită? Favorite, eu spun că sunt 5-6 echipe, având în vedere distanța mică de puncte între ele. Deci, cum este clasamentul în momentul de față, sunt în lupta pentru titlu Minerul Uricani, Universitatea Petroșani, Aurul Brad, Retezatul Hațeg, Gloria Giogiu. La finalul campionatului, pe primul loc, sigur că va fi echipa care va acumula cele mai multe puncte. Sâmbătă se va disputa o nouă rundă în campionatul județean de fotbal, care programează alte jocuri interesante.